Iubiții Domnului, vă rog frumos în câteva momente cât le mai avem la dispoziție să reflectați la ceea ce simt să vă împărtășesc în această seară. Dumnezeu ne-a vorbit în această seară din Evanghelia după Matei, capitolul 8. Ne-a spus că un om care era lepros a venit la Domnul Iisus Hristos pentru că era singura lui nădejde. Lepra acelor zile era echivalentul bolilor incurabile din ziua de astăzi. Un lepros nu avea nicio șansă. Dar vă rog să observați că atunci când Domnul Iisus Hristos s-a atins de el, i-a spus un lucru. Du-te și te arată preoților. Pentru că în Biblie este scris că atunci când un om avea să fie vindecat de lepră, în Scriptură era o prescripție care spunea că trebuie să meargă să fie verificat de preot și preotul să constate dacă rana aceea era vindecată și astfel puteau să-l primească din nou în mijlocul comunității. Rog respectuos partea stângă să facă liniște. Nu pentru mine. Eu sunt om. Se poate? Spune colegului de lângă tine care vorbește că îl rog frumos, dacă se poate, în câteva minute cât mai avem să fim respectuoși și atenți. Vă întreb încă o dată, se poate? Eu nu pot să vorbesc foarte tare, eu nu sunt o niță, nu pot să strig. Sunt la nu știu câtă seară de evangelizare și atât pot eu. Dați microfonul mai tare. Acolo în spate, m-auziți? Frați, m-auziți? Și la dumneavoastră acolo, m-auziți? Mâna sus. Problema este că vă aud și eu. Iubiții Domnului, vă rog să fiți atenți la ce vreau să vă spun. Domnul Iisus Hristos, când i-a spus de prostului, du-te și te arată preotului, i-a spus de fapt un simplu lucru. Tu nu poți trăi pe pământul acesta fără Biblie. Tu nu poți pe pământul acesta să cunoști cine este Dumnezeu fără Sfânta Scriptură. Dumnezeu a lăsat un cuvânt prin care și-a descoperit felul de a fi. Când i-a spus de prostului, du-te și arată preotului, de fapt i-a spus, aceasta este scris în Scriptură. Eu vă întreb în această seară, de ce ajungem noi la Dumnezeu cu necazurile noastre? Ajungem la Dumnezeu cu necazurile noastre și Dumnezeu care este foarte bun ne ajută în necazurile noastre ca să ne dăm seama că cele mai multe dintre necazurile noastre sunt fiindcă a rămas Biblia închisă. Cele mai multe dintre necazurile noastre vor continua să rămână necazuri pentru că noi nu știm să deschidem Biblia, prieteni. În această seară eu am venit în mijlocul dumneavoastră să vă spun că niciun alt cuvânt pământesc nu va fi un cuvânt care să te ajute afară de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu ne atrage atenția că necazurile noastre, prieteni, se datorează faptului că noi mergem cum vrem noi și în direcția alesă de noi. Ori Dumnezeu ne spune în această seară că noi trebuie să deschidem bine ochii și să ne ferim de păcatele care ar trebui să ne ferim știind Biblia. Biblia spune să nu te însoțești cu oamenii care sunt răi. Dacă am ști lucrul acesta înainte să ne însoțim cu ei, de multe ispite am fi fost noi scăpați. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Vă rog frumos să priviți la mine. Credeți că Dumnezeu este bun? Credeți că Dumnezeu e gata să întindă mâna și acum să vindece? Dar credeți că Dumnezeu, după ce a vindecat, ne întreabă care-i direcția pe care tu o iei? Problema lui Dumnezeu nu este aceasta că Dumnezeu nu poate, mărire numelui Lui că poate. Problema lui Dumnezeu cu noi este că după ce Dumnezeu ne dăruiește ceea ce avem nevoie, se uită cu tristețe cum am plecat pe o cale pe care nu este Scriptura. Marea problemă a sufletului omului este că cere de la Dumnezeu în necazul lui izbăvire, Dumnezeu în marea lui milă i-o dă și după aceea rămâne pe vechile cărări. I-a spus leprosului, du-te și arată preotului, du-te și te arată preotului. Cu alte cuvinte, întoarce-te la Scriptură, citește Biblia, pentru că acolo e viață pentru tine. Vă întreb în această seară, ce este mai greu în viața aceasta?
Ce este mai greu pentru Domnul Dumnezeu? O să spuneți, nimic nu este greu pentru Dumnezeu. Vă contrazic. Pentru Domnul Dumnezeu, boala ta nu este nimic. La simplul lui cuvânt, tu te vindeci. Nici necazul tău pentru Dumnezeu nu înseamnă nimic. La simpla lui poruncă, furtuna se oprește. Dar există ceva ce Dumnezeu nu poate să facă și găsește greu. Faptul de a ne schimba sufletul nostru și mersul nostru pe pământul acesta. Dumnezeu nu poate să o facă fără noi. Dumnezeu poate să pună capăt tristeții tale, poate să pună capăt necazului tău. Mare este Dumnezeul nostru care a făcut tot ce se vede din nimic. Dar Dumnezeu nu poate să schimbe direcția unui om. Dacă vei vrea să mergi pe calea plăcută ochilor lui, poți să o faci. De vei vrea să mergi pe calea plăcută ochilor tăi, iar poți să o faci. Știți de ce? Pentru că aceasta este regula și legea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, dacă vrea cineva să vină după mine. Dacă voiește cineva să vină după mine. În această seară vreau să vă întreb, iubiții Domnului, câți dintre dumneavoastră sunt până în 20 de ani? Mâna sus. Destui. Cât sunteți între 20 și 40 de ani? Mâna sus. Oh. Cât sunteți peste 45 de ani? Destui. Da, peste 60. Oho. Eu vă întreb pe dumneavoastră, priviți-mă și spuneți-mi sincer, dar mai mult răspundeți-vă dumneavoastră, când vă dați jos din pat dimineața, spre ce vă îndreptați? Dar la anii ăștia pe care i-ai, tu ce drum ți-ai ales și care este ținta ta? Spre ce vrei să te îndrepți? Care este alegerea și mersul tău? Iată ce vreau să vă spun în această seară. Biblia spune că un or pe nume Bartimeu, sunteți atenți, în Luca 18 ni se spune despre el, a fost vindecat de Domnul Iisus Hristos și și-a căpătat vederea. Dar după ce și-a căpătat vederea acest orb, a zis, unde este Iisus care m-a vindecat? Acolo. Și a zis, de azi încolo eu mă încolonez în spatele lui și unde se duce el, mă duc și eu. Spune Biblia că orbul Bartimeu s-a luat după Domnul Iisus Hristos și sunt convins că orbul Bartimeu a zis, nu merită să ai ochii deschiși dacă nu-L vezi pe Dumnezeu. Nu merită să ai ochi dacă vrei să mergi pe drumul tău. Nu merită să ai lumină dacă nu știi să mergi după Dumnezeu care te-a vindecat. Nu merită să ai picioare dacă nu mergi după acela care ți-a dat viață. Nu merită să ai suflet, nu merită să ai minte. Nu merită să ai nimic din ceea ce ai dacă nu mergi după El. Domnul Iisus Hristos avea să meargă unde? La Ierusalim. Eu vreau să vă spun un lucru. Eu nu-mi doresc în mod deosebit un oraș, nu-mi doresc în mod deosebit o țară. Pentru mine lucrurile acestea nu mai contează, nu mă mai frământ. Mă frământ un singur lucru. Eu vreau să ajung acasă la Dumnezeu. Cu tot din adinsul și cu toată puterea sufletului meu vreau să ajung acasă la Dumnezeu. Se povestește că la un moment dat maestru Albert Einstein a fost găsit în tren de către conductor fără bilet. Îi zice, biletul dumneavoastră, la care Albert Einstein, marele matematician, spune... Zice, pe aici era biletul meu, dar nu mai știu unde l-am pus. Se știe despre acest mare fizician că era un om foarte distrat. El mereu preocupat de lucrurile lui, nu le mai vedea pe cele mărunte. Sunt auzit, m-auziți? Faceți-mi semn că m-auziți. Bun. Și la un moment dat conductorul îi spune, maestre, eu vă cunosc pe dumneavoastră, sunteți marele Einstein. Eu vă cred că dumneavoastră, dacă îmi spuneți că aveți bilet, aveți bilet. Și nu vă mai necăjesc, stați liniștiți. La care Einstein mai tare se foia, neliniștit, și zice, unde o fi biletul? La care conductorul îi spune, stai liniștit, domnul profesor, că nu mai am nevoie de bilet. Știu că sunteți un om corect. Și a zis, nu de asta mă frământ eu. Dacă eu n-am biletul, unde cobor? Unde cobori? Unde cobori? Dacă n-ai o Biblie, unde cobori? Dacă n-ai o Biblie, către ce mergi? Te-ai născut și ce? Te ridici din pat și ce? Dacă nu știi al cui ești, pentru ce ai fost făcut, cum trebuie să trăiești în fiecare zi, care este ținta vieții tale, unde trebuie să ajungi tu, după cine trebuie să te iei, ce cuvinte trebuie să cunoști, cum trebuie să le împlinești, ce vei face? Eu unde cobor? Asta este întrebarea. În această seară vă spun eu unde vreau să cobor.
Eu vreau să cobor acasă la Dumnezeu. Vă întreb în această seară simplu, nu-i retorică întrebarea. Vreau să-mi spuneți mie și Domnului, vreți să fiți acasă cu Domnul? Că de-aia ați plecat acasă, nu? De-aia vă străduiți în fiecare zi să nu fiți despărțiți în veșnicie de El. Pentru aceasta luptăm zi de zi, să nu fim despărțiți de Dumnezeu și să ajungem la învierea morților și să fim acolo cu Dumnezeu acasă pentru totdeauna. În această seară vreau să împărtășesc cu dumneavoastră doar trei opriri. Indiferent că sunteți doctori, profesori, ingineri, oameni simpli, școliți sau neșcoliți, cu părul alb sau mai puțin alb, că aveți pantofi de lac sau pantofi simpli, că aveți sau nu cravată, toată lumea se va opri în trei puncte în viață dacă va vrea să ajungă la Dumnezeu. Amin. Biblia spune în Ioan 4, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, că la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune așa Biblia literalmente, trebuia să treacă prin Samaria. Domnul Iisus Hristos subliniază cuvântul lui Dumnezeu că deși avea o lucrare într-o altă direcție, la un moment dat face o întoarcere și se duce obligatoriu să treacă prin Samaria. Și în Ioan capitolul 4, versetul 4, Biblia spune explicit, Domnul Iisus Hristos trebuia să treacă prin Samaria. De ce în drumul nostru către cer e obligatoriu să trece prin Samaria? Să vă spun de ce. Pentru că omul are o serie de filozofii, pentru că omul are o serie de argumente pe care el le rostește pentru ca să trăiască potrivit cu voia lui. Domnul Iisus Hristos, care era și flămând, era și însetat, ajunge la fântâna lui Iacov și acolo era o femeie de origine samariteană și Domnul Iisus Hristos îi spune, dă-mi să beau, pentru că nu era găleată la fântână. Veneai cu găleata și trebuia să o folosești. Și Domnul Iisus Hristos, fiind însetat, îi spune, dă-mi să beau, la care femeia îi spune, cum tu, iudeu, încerci mie femeie samariteancă să bei? Cum adică tu, care ești din altă religie, cum adică tu, care aparții altei credințe, încerci mie să beau? Eu care am o altă credință. Iubiții Domnului, e nevoie de Domnul Iisus Hristos să ieșim din mintea noastră îngustă. E nevoie de Domnul Iisus Hristos să înțelegem în această seară că trebuie să avem în viață un loc numit momentul adevărului. Domnul Dumnezeu trebuie să vină în viața noastră, pentru că noi rămânem cu filozofiile noastre strâmbe. Nu ne iubim, nu deschidem ochii, nu-L înțelegem pe Dumnezeu, pentru că rămânem în mintea aceasta care nu știe să-L primească pe Dumnezeu. Bat pământul de la un capăt la altul. Oamenii nu vor să audă adevărul. Oamenii vor să vorbească. Oamenii n-au urechi să asculte. Domnul Iisus Hristos a uitat la această femeie. El era însetat și a spus acestei femei câteva cuvinte. A zis, dacă ai fi știut tu cine este cel care îți cere să bei, tu însă ți-ai fi cerut să bei din apa pe care ți-o dau eu. Pentru că apa pe care o dau eu este o apă pe care bând-o, nu veți mai înseta niciodată. Și apa lui Dumnezeu este adevărul. Nici o minte omenească nu va vedea raiul până nu va avea o întâlnire cu adevărul. Adevărul ne eliberează. Adevărul ne dă puterea să vedem cerul lui Dumnezeu. Adevărul ne scapă de poverile omenești. Adevărul ne dezleagă de lanțurile minciunii. Adevărul ne scoate din ale noastre și ne duce în ale Domnului. O serie de oameni astăzi se rătăcesc pentru că n-au avut o întâlnire cu adevărul. Pentru că trăiesc potrivit cu mintea lor. Pentru că ei înșiși sunt adevărul lor. Pentru că am primit din cei de la stânga, din cei din dreapta, stăm de vorbă cu oamenii și adevărul nostru este un adevăr împrumutat. În această seară la Șiria, nu adevărul meu, ci adevărul numit Iisus Hristos. Acesta vreau să-L cunoașteți. Fiți atenți. Domnul Iisus Hristos se uită la această femeie care a început cu multe filozofii. Noi suntem samariteni și voi sunteți iudei. Noi ne închinăm pe muntele Garițim. Voi vă închinați la Ierusalim. Noi spunem că aici este locul de închinare. Voi spuneți că acolo este locul de închinare. De mii de ani se războiesc oamenii dacă să fie clopote sau nu. De mii de ani ne batem în piept cu religiile noastre. Ne batem în piept cu lucrurile noastre care pe Dumnezeu nu-L interesează. Căci Iisus Hristos a uitat în ochii femeii și a zis așa, du-te, spune bărbatului tău să vină. La care femeia pune capul în jos și zice, n-am bărbat. Așa Domnul Iisus Hristos îi zice, aici ai răspuns adevărat, zice, că cinci bărbați ai avut
Și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Adică, cu alte cuvinte, nu era căsătorit legitim. Că de-aia ieșise femeia la prânz, de-aia ieșise femeia după amiază să scoată apă, de rușinea faptului că trăia o viață pe care nu putea să o afișeze înaintea oamenilor. În această seară Hristos este aici, nu să-ți asculte argumentele tale. Încetează odată să mai spui omului de lângă tine și Domnului că nu poți să faci lucrul acesta din cauza lui X sau din cauza lui Y. În această seară Domnul e interesat să se uite în inima ta și să spună: eu vreau să stau de vorbă cu tine, doar cu tine. Dumnezeu din cer vrea să ne pună în față adevărul. Ne putem ascunde, putem îmbrăca ce haine vrem noi, putem argumenta în modul în care dorim noi, dar Dumnezeu străpunge inima, se uită înăuntru tău și spune: Domnul, pe mine nu mă interesează. Mulți oameni spun: nu pot să fiu credincios. Nu pot să fiu credincios pentru că ăla e rău, pentru că ea sunt răi, pentru că acolo nu mă simt bine, pentru că acolo este într-un fel sau altul. Dar Dumnezeu se uită în ochii noștri și Dumnezeu spune: pe mine mă interesează adevărul personal, adevărul tău. În acel moment în care femeia s-a uitat la Domnul Iisus Hristos și a observat, a văzut că Domnul Iisus Hristos cunoaște viața ei, a fost cutremurată și a zis: eu văd că tu ești un proroc, eu văd că tu ești un profet. Iubiții Domnului, într-o zi am stat față în față cu Iisus și în ziua aceea mi-am văzut sufletul murdar și mi-am văzut zdrențele păcatului. În ziua aceea nu m-a mai interesat dacă X sau Y, dacă un lucru sau altul important, ci m-am văzut pe mine în cântarul lui Dumnezeu și am zis: Doamne, sunt un om rău, sunt un om pierdut, sunt un om nenorocit, salvează-mă, Doamne! Adevărul este întotdeauna un adevăr supranatural. Vreau să vă întreb în această seară: câți dintre voi sunteți credincioși? Ridicați o mână. Câți dintre dumneavoastră ați ajuns la cunoștința adevărului prin puterea minții voastre? Niciunul. A fost o zi când Duhul lui Dumnezeu ți-a străpuns inima. O zi când a căzut voalul de pe ochi și ai văzut clar și deslușit că Dumnezeu nu-i preocupat de cel din stânga și din dreapta cum ești tu, ci-i preocupat de tine. Dacă în această seară nu vom fi sinceri cu viața noastră, de nu ne vom lăsa cântăriți de Dumnezeu, dacă pe noi nu se ne frământe cel din stânga și din dreapta, vom pleca fără adevăr. De aceea spun în această seară: dăm, Doamne Dumnezeule, puterea să trec pe la Samaria în drum spre cer. Ascultă-mă, femeie, de atâta vreme îi spui Domnului despre necazurile tale și ai ajuns să cârtești, să fii nemulțumitoare, bagă bine de seamă și lasă-te cântărită de Dumnezeu și spune în această seară sufletului tău: iartă-mă, Doamne. Bărbatule, tu care de atâtea ori te-ai mâniat pe cei din casa ta, ai trântit și ai spus atâtea lucruri care nu se credeau a fi spuse, nu mai zi: din cauza lor mă mâni, ci spune așa: din cauza nepocăinței sufletului meu. Dumnezeu ne cheamă în această seară să trecem prin Samaria în drumul spre cer. Pentru că niciunul dintre noi nu va vedea raiul, niciunul dintre noi nu va vedea pe Dumnezeu din cer dacă nu vom trece prin locul acesta al unei depline sincerități și a unui adevăr deplin. Fiți sinceri cu voi înșivă și lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze. Uite-te în ochii mei când îți spun în această seară: poți să spui de zeci de ori: lumea e rea, țara asta e nenorocită, eu nu pot să fac una și alta. Când te va pune Dumnezeu față în față cu El, vei înțelege un adevăr elementar: tu puteai și n-ai vrut. Vă mai ascundeți în spatele lucrurilor care n-au înaintea Domnului nicio greutate. Nu spune: eu nu pot, au putut atâția alții, poți și tu. Tu poți să fii un om credincios. Tu poți să te întorci la Dumnezeu. Tu poți să trăiești o viață de adevăr. Tu poți să fii un om care să fii pe placul lui Dumnezeu. Și în această seară spuneți Domnului și să spunem fiecare: ajută-mă, Doamne, să trăiesc în adevăr. Ajută-mă, Doamne, să trăiesc adevărul Tău. O familie avea un copil bolnav și trebuia să facă urgent o operație. Copilul era foarte speriat și mămica l-a luat pe copil și i-a spus: știi, nu trebuie să te sperii de domnul doctor, nu trebuie să te sperii nici de spital, pentru că ce-ți face domnul doctor, îți face pentru binele tău. Durerea pe care tu o să o simți, suferința pe care tu o să o ai, e pentru binele tău, că după aceea o să poți alerga, o să te poți juca, o să fii un băiețel sănătos. Să nu te sperii când te duci la spital, să nu te sperii de domnul doctor. L-a luat domnul doctor la masa de operație, l-a mângâiat pe copil pe creștet și a spus copilului: ți-e frică?
îți este frică de operație, la care copilul cu lacrimi și roin pe obraz a zis: vă mulțumesc, domnul doctor, pentru durerea mea. Doctorul n-a înțeles nimic. A zis: ce înseamnă aceste cuvinte? Cum adică îmi mulțumești pentru durerea ta? Vă mulțumesc, domnule doctor, pentru durerea mea, că am înțeles că o să mă doară, dar după aceea o să fiu sănătos. Nu e ușor să-ți privești sufletul. Nu e ușor să fii cântărit de Dumnezeu și să vezi că deși ai anii pe care ai, atâtea lucruri în viață nu sunt bune. Dumnezeu din cer în această seară ar vrea să audă rugăciunea unui copilaș. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, pentru durerea mea. Îți mulțumesc pentru durerea pe care mi-o cauzezi, pentru că această durere mă va vindeca. Mai bine Dumnezeu din cer să-mi aducă această durere dată de adevăr, decât să trăiesc în dulcea minciună care mă va lipsi de fața Lui. Vreau în această seară mai bine un adevăr dureros. Iartă-mi, Doamne, răutatea. Iartă-mi, Doamne, Dumnezeule, neseriozitatea. Iartă-mi, Doamne, lipsa de decizie. Iartă-mi, Doamne, alergările greșite. Doamne, să vorbească Duhul Sfânt. Mai bine, Doamne, să văd măsura greutății mele. Mai bine să mă văd cu ochii Tăi. Mai bine să-mi arăți Tu cine sunt eu, decât să văd prea târziu când voi fi în cer. Îți mulțumesc, Doamne, pentru durerea mea. Îți mulțumesc că atunci când stai de vorbă cu mine îmi dau seama că sunt atât de departe, dar numai așa mă pot apropia de Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că mă doare când Tu frămânți inima mea. Vreau să vă întreb un lucru în această seară. Cuiva i-a vorbit astăzi Dumnezeu? Să ridice o mână. Cui i-a vorbit astăzi Dumnezeu? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și ce v-a spus Domnul? V-a spus Domnul așa: vai, ce impresionat sunt eu de credința ta. Mă, n-am mai văzut credincios ca tine. Așa femeie, așa bărbat credincios. Și ce îmi spune mie Dumnezeu? Îndreaptă-ți faptele. Caută să fii un om mai bun decât ai fost. Mai aleargă încă în alergarea care stă înainte. Nu te plânge. Caută fața mea. Sfințește-ți viața mai mult. Asta ne spune nouă Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne. Mai puteți? Ce mai puteți? Mai puteți să stați? Mai puteți? Sincer? Ridicați o mână dacă vreți să mai continui. Nu mințiți, da? Bun. Cine vrea în rai? Vrem în rai? Atât de mult îmi doresc să mă duc acasă la Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos. Astăzi, când am venit aici și m-am așezat pe scaunul acela, a venit la mine un frate. De o bună bucată de vreme, Domnul i-a dat o slujbă. Și slujba aceasta se numește slujba mângâierii. Mi-a trimis o scrisoare, o porc cu mine în servietă. E o scrisoare care are multe pagini. Și în scrisoarea aceea, omul acesta îmi spune câteva cuvinte pline de încurajare, niște cuvinte care nu le merit. Dar trebuie să fiu sincer, îmi fac bine. Îmi dau seama că nu le merit, dar am nevoie de ele. În drumul spre cer, va trebui ca fiecare dintre noi să treacă prin Betania. Orice drum a bătut Domnul Iisus Hristos, că s-a dus în Capernaum, că s-a dus în Samaria, aproape în mod regulat, Domnul Iisus Hristos se întorcea în Betania. Și când Domnul Iisus Hristos s-a dus la Ierusalim, locul pe care a dorit să-L vadă, seara spune Biblia că s-a întors în casa Martei, a Mariei și a lui Lazar. Este casa prieteniei, este locul în care prinzi putere, este locul în care te poți ridica după furtunile care vin în viață. M-am gândit că nu există o mai frumoasă definiție a prieteniei decât Lazar cel tăcut, pentru că prietenia știe să tacă. Marta, care știe să slujească, ce bine să ai un prieten care sare și la două noaptea să te ducă cu mașina. Ce bine să ai o Maria care îți soarbe cuvintele și care te cinstește și te prețuiește. Câți dintre noi n-am fost în preajma unor prieteni, alți oameni? Ne-am simțit diferit. Am început să dăm ce este mai bun. Și când am stat în preajma unor persoane rele, parcă dintr-o dată ne-am smintit de cap. Parcă sufletul nostru deodată s-a urățit. Pentru că lângă cine stai, te va înrăuri. Lângă cine stai, te va schimba. Lângă cine stai, îți va da o direcție în viață. Ce faci, Hristoase? Mă duc în Betania. Mă duc în casa prietenilor mei. Pentru că acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că în și prin prietenie noi putem să ne ridicăm. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Câteodată mă uit și mi-e frică de ce văd. Nu judec. Dar mă uit câteodată și văd așa o asprime pe fețele noastre. Poate că așa e viața unora dintre noi. Nu judec pentru că am înțeles de multă vreme că nu trebuie să judec. Dar de multe ori stau și dau seama că credința noastră nu funcționează sau funcționează foarte greu. Pentru că noi am uitat un lucru simplu. Am uitat să fim prieteni.
Am uitat că trebuie să fim sprijin unul altuia. Dumneavoastră știți că nu putem ajunge în cer fără să avem un sprijin, o mângâiere prin cineva. Niciodată nimeni nu este singur. Pe pământul acesta Dumnezeu totdeauna ți-a lăsat, adu-ți aminte, Dumnezeu ți-a lăsat un om. În cel mai greu moment al vieții tale a fost cineva, o voce, a fost cineva care a fost alături de tine, cineva care te-a ajutat. Putem mărturisi în această seară, putem spune în această seară că de fiecare dată Dumnezeu a știut să trimite un înger de om. Dumnezeu ne-a trimis o vorbă de încurajare prin cine nu ne-am așteptat. E adevărat că prin cine am voit noi nu s-a întâmplat, dar Dumnezeu a făcut lucrul acesta într-un mod diferit. Domnul să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Vreau să vă spun un lucru în această seară și Domnul să ne dea putere și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Biblia spune un lucru, sunteți atenți? Biblia spune în Cartea Sfântă că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Și locul de unde Domnul Iisus Hristos și-a luat la revedere, știți care a fost? Dintre toate locurile posibile, știți pe care le-a ales? Betania. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, vreau să vă citesc în această seară. Luca 24:50. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat și s-a ridicat la cer. Vă spune ceva lucrul ăsta? Și ce îmi spune mie? Niciodată nu voi putea să aștept venirea celui pe care îl iubesc decât în și prin puterea prieteniei. Niciodată nu o să poți să reziști tuturor lucrurilor grele de pe pământ. Vreau să vă întreb în această seară, n-ați simțit că uneori parcă viața vă taie calea, că în drumul vostru spre Dumnezeu parcă nu mai aveți puteri să mergeți? Îl văd pe Domnul Iisus Hristos la Betania ridicându-și mâinile și spunând, așteptați-mă că mă voi întoarce. Puterea de a rămâne credincios Domnului mi-o dă faptul că întotdeauna Dumnezeu a trimis lângă mine pe cineva. În seara aceasta sunt cu câțiva prieteni, sunt cu câțiva oameni credincioși care au venit de la noi din biserică. Printre ei este și Alex și vreau să fac ceva neașteptat. Știu, Alex, că ai zis că cântăm numai cu gitara sau, dar eu vreau să cânt cu vocea și cu Marian un cântec. Vrei să vii aici lângă mine? Haideți să vă povestesc ceva despre Alex. Gata, nu mai faceți zgomot că mă dor urechile. Încercați să fiți cât mai liniștiți. Mă concentrez greu. Fiți atenți ce vă spun. Alex este un tânăr credincios și Alex a trecut printr-o problemă foarte grea. A fost diagnosticat cu cancer la o vârstă destul de fragilă, cu câțiva ani de zile. Alex povestește că în momentul în care era în chimioterapie și stătea în spital, o, Doamne, așa sunteți de gălăgioși, sunteți incredibili. Domnul să vă ierte. În momentul în care stătea pe patul de spital și spunea doctorul că trebuie să mai fac un set de chimioterapie, și ce a spus Alex? A zis, Doamne, dacă trebuie să mai trec printr-un încă un set de chimioterapie, mai bine ia-mi viața, pentru că nu mai vreau să trec prin ce am trecut. Era Crăciunul. Și stătea acolo între patru pereți. Părinții lui au plecat la 40 ceva de ani. Este un om orfan. Și n-a avut pe nimeni lângă el. Dar Dumnezeu m-a așezat acolo și am putut să-i fiu un strop de mângâiere. Atunci când stătea pe patul de spital, știți ce i-a spus Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu i-a spus, mergi înainte. Alege să trăiești, alege să iubești, nu te da bătut. În această seară, eu mă rog lui Dumnezeu să mă ajute bunul Dumnezeu să fiu prieten celor care nu mai pot. Să mă ajute Dumnezeu din cer să fiu o mână care se așează pentru acela care are o rană. Dumnezeu să mă ajute să fiu un leac pentru cel ce este cu răni. Dumnezeu să mă ajute să fiu o haină pentru cel dezbrăcat și o pâine pentru cel flămând. Pentru că niciodată nu vei ajunge în cer până când nu vei înțelege ce înseamnă prietenia în Domnul. Până când nu vei înțelege ce înseamnă să ai lângă tine oameni credincioși. Oameni care să-ți spună în miez de noapte, acum mă așez în genunchi și mă rog. De atâtea ori când am trecut prin necazuri, Dumnezeu mi-a trimis un înger, Dumnezeu mi-a trimis o voce, Dumnezeu mi-a trimis pe cineva. Doamne, vreau să ajung în cer. Fă-mă prieten cu prietenii Tăi, fă-mă sfânt între sfinții Tăi și fă-mă un om, Doamne, Dumnezeul meu, între oameni. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să ascultați acest cântec împreună. Haideți să facem liniște. Vă rog eu frumos, putem să facem puțină liniște? Sunt cuvinte care nu pot fi auzite decât atunci când inima e catedrală. Dacă vreți să faceți inima un templu sfânt, să primim cuvintele lui Dumnezeu, de voi depinde. Ți se îndreaptă sufletul spre care străine. Simți că nu mai poți lupta ceva
s-a frânt în tine. Stai și aștepți un răspuns, dar parcă nu mai vine. Ai vrea să înțelegi, doar un gând răsună în tine. Alege să trăiești, alege să iubești. Chiar dacă ți-este greu, lângă tine e mereu Dumnezeu. Tot nu găsești fericire. Te lupți, te zbați și tot alegi, dar nu găsești la nimeni. Fericirea e de sus, e pregătită pentru tine, e în mâna lui Iisus. El ți-o poate da, ea vine. Alege să trăiești, alege să iubești. Chiar dacă ți este greu, lângă tine e mereu Dumnezeu. Astăzi Alex e un om vindecat de Dumnezeu. Dacă stă în picioare, stă pentru că Dumnezeu l-a ajutat. Și ce și-am ales noi? Noi am ales să fim împreună o echipă. Și am ales să mergem oriunde Dumnezeu ne trimite și să vă spunem că merită să fii prieten. Îmi doresc în această seară Dumnezeu să facă din tine o Betanie. Se spune că un adolescent bolnav de cancer a ajuns la spital și a făcut chimioterapie. După care trebuia să fie externat să vină acasă. I-a spus mamei sale, nu cumva să spui cuiva că mă externez. Era rușine. Intrase în spital cu o podoabă capilară, frumoasă, și acum era fără păr, pentru că așa face chimioterapia. Și a zis, mamă, să nu spui nimănui că eu mă externez. Când a ajuns acasă și a deschis ușa, deodată s-a aprins lumina și toți colegii lui din clasă au strigat, surpriză! El a rămas speriat, dar apoi s-a uitat și a început să plângă. Toți colegii din clasa lui, toți băieții, s-au tuns zero. A fost un moment în istorie când Dumnezeu din cer s-a întrupat în Fecioara Maria. A luat trupul pe care îl port și tu și eu și a venit printre noi, în slăbiciunile noastre, dar fără niciun păcat. Și-a ales să ne spună că El vrea să fie prietenul nostru. Eu nu mă duc în cer fără prieten. Nu poți ajunge în cer fără să fii prieten. Dacă n-ai învățat să fii prieten, și ascultați-mă, asta e durerea vieții noastre.
Toți vrem un Dumnezeu al nostru, dar n-am învățat să fim prieteni cu cei de lângă noi. Pe mine asta mă învață Dumnezeu, să mă dăruiesc celui de lângă mine în prietenie. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru și poate cel mai simplu. Vreau un rai la Dumnezeu. Pentru aceasta am nevoie să cobor la Samaria, să mă întâlnesc cu Cel ce este adevărul. Vreau să ajung în cer la Dumnezeu. Pentru aceasta am nevoie să trec prin casa anumită Betania, locul prieteniei. De multe ori zdrobit, am avut nevoie de un cuvânt și o mână. Și în această seară vreau să vă spun ultimul lucru. Ca să ajung în cer la Dumnezeu, va trebui să trec prin Cezarea. Domnul Iisus Hristos a zis, eu trebuie să mă duc la Ierusalim. Acolo mă vor da în mâna preoților, acolo mă vor bate, mă vor răstigni și acolo eu îmi voi da viața pentru fiecare dintre voi. La care Petru avea să-i spună, ce i-a spus Petru? Să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta. Și vreau să spun în această seară ultimul lucru și Dumnezeu să vă dea putere fiecăruia dintre voi, fiecăruia dintre voi care slujiți Domnului. Niciodată nu m-am temut, niciodată nu m-am temut de oamenii care fiind în preajma mea nu m-au înțeles. În fond, de ce aș aștepta să înțeleagă un coleg de facultate că eu care am fost avocat m-am făcut popă? Nu mă aștept să înțeleagă nici vecinul de lângă mine de ce plec cu săptămânile de acasă și mă duc să spun în lung și lat că Dumnezeu este viu și că Dumnezeu ne iubește. N-aștept să înțeleagă dintre oamenii din jurul meu nimeni, dar aștept să înțeleagă cei pe care îi iubesc. Aștept să înțeleagă frații de ce eu mă sacrific, de ce eu mă jertfesc. Pentru că nimeni nu va ajunge în rai până nu trece pe la Cezarea, locul în care Dumnezeu îți spune, tu nu mai ești al tău ca să faci tot ce voiești tu. Tu ești al meu și vei trăi pentru voia mea și te vei lepăda de tine însuți și vei fi o jertfă pentru mine. Niciodată nu m-au ucis și nu mi-au tăiat calea oamenii care nu m-au înțeles. Dar în momentul în care se ridică fratele meu pe care îl iubesc și îmi spune să te ferească Dumnezeu să faci una ca asta, atunci s-ar putea ca inima să ți se taie. În momentul în care cei care ar trebui să spună mergi înainte, îți spun stai pe loc, atunci s-ar putea să ai o mare problemă. În această seară vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Despărțiți-vă de toți aceia care vă trag în confort, în îmbuibare, de toți aceia care vă leagă cu chingi omenești și trăiți pentru Domnul Dumnezeu care cere sacrificiu și lepădare de sine. Eliberați-vă de toți oamenii care vă trag spre pământ și legați-vă inima de cei care vă duc spre cer. Amin! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne spune că ne-am îmbuibat, că mulți dintre noi ne-am înmuiat, rugăciunile noastre sunt telegrafice, viața noastră de credință este doar un dus la biserică. Dumnezeu vrea o viață a jertfei! Nu mai sunt oameni care să ne ridice, să ne pună pe drumul acesta al lepădării de sine. Sunt oameni care îți vând visurile lor. Sunt oameni care te înhamă la carul lor și vor pentru gloria lor să fie accesoriul vieții lor. Hristos a uitat și a zis lui Petru, te iubesc, Petre, dar nici tu, nici chiar tu nu o să mă oprești din drumul pe care l-am de făcut. Eu am venit să fac voia lui Dumnezeu. Eu am venit să fiu jertfă pentru cei care trebuie să fie răscumpărați. Spunea la un moment dat Pavel, în momentul în care a zis, mă duc la Ierusalim. Atunci i s-a descoperit prin Duhul Sfânt că va avea acolo tot felul de lucruri grele, că îl vor închide, că îl vor bate. Și au stăruit, nu te du, Pavele. La care Pavel se uită și spune, pentru ce înfrângeți inima? Eu sunt gata să fiu turnat ca o șerfă de băutură. Nu pentru confortul meu trăiesc. Oameni buni, dacă vreți raiul lui Dumnezeu, deslegați-vă de pământul acesta. Deslegați-vă de viața asta firavă. Înaintea lui Dumnezeu nu contează cât ai adunat pe pământ, cât ai adunat în cer contează. Alergați pentru Domnul. Cheltuiți-vă pentru Domnul. Risipiți-vă pentru Domnul. Puneți-vă în slujba lui Dumnezeu. Mă aude cineva în seara asta? Mă aude cineva în seara asta? Atât de mult vom regreta în momentul când vom pleca de pe pământ alegerile noastre. Nimic, nimic nu rămâne de pe urma alergărilor noastre pământești. Dar tot ce ai făcut pentru Domnul va sta. Tot ce ai făcut pentru Domnul va rămâne. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Vreau un rai la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, vino să te întâlnești cu mine, adevărul. La un moment dat îi spune Domnul Iisus Hristos femeia acesteia, pentru că ea zice, știu că va veni Mesia și era speranța ei. La care Domnul Iisus Hristos i-a spus,
Cel ce stă de vorbă cu tine este Mesia. În această seară Dumnezeu nu-i undeva plecat. Dumnezeu este aici. În această seară Dumnezeu spune: eu sunt calea, adevărul și viața. Vrei să ajungi în cer? Poposește la Samaria. Fii cinstită cu tine. Fii cinstit cu tine însuți. Și spune-i Dumnezeu, lui Dumnezeu în această seară: așa e, Doamne, așa e. De om mă pot ascunde, de om mă pot feri, de om, Doamne, pot să mă dau la o parte, dar ochii tăi mă văd. Înaintea ta totul este gol și descoperit. Pe Dumnezeu n-ai cum să-L dai deoparte. Viu este Domnul și numele Lui. De Dumnezeu nu te poți ascunde. Unde mă voi duce departe de fața ta? Nicăieri. Unde te duci, Domnul, acolo? Pentru că pământul cu tot ce este pe el e al Domnului. Nu este un gher în care să te ascunzi. Nu este cotlon în care să stai. Nu e loc în care să te ascunzi de Domnul. Și dacă te duci în întunericul cel mai mare, Dumnezeul luminii este acolo. Vrei în rai? Hai la adevăr. Hai să bem dintr-o apă vie. Hai să bem dintr-o apă care nu va mai face niciodată sete trupului, dar va face mereu bine inimii noastre. Doamne, cum să ajungă rai? Fac o rugăciune. Dă-mi și mie, Doamne, un prieten, doi, trei. Și dacă n-am, fă-mă pe mine. Haideți vă spun un lucru. Ce ești tu? Metal, frate. Nu-i bine, fă-te magnet. Aia e problema ta. Tu tot vrei magnet, dar ești metal. Fă-te magnet și ai să vezi cum imediat se întâmplă ceva diferit. Prea opaci, prea puțin transparenți. Vreau să fiu prieten cu tine. Dar cum să fiu prieten cu tine când te întreb ce faci? Bine. Și ai plecat și tu ești praf. Eu nu pot trece peste asta. Nici Dumnezeu nu poate să treacă. Dumnezeu spune, trebuie să fii vulnerabil. Trebuie să dai un telefon, să spui, ajută-mă. Trebuie să spui, ăsta sunt eu, vin un ajutor. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Avem nevoie de o casă a prieteniei. Întreb în această seară pe oricine e prezent, cine vrea să fie prieten? Prieten cu Dumnezeu și prieten prietenilor lui Dumnezeu. Vrei să fii prieten? Vrei să fii o pâine pentru cel de lângă tine? Ajută-i, Doamne! Ce mai trebuie, Doamne, să ajung în cer? Îți trebuie Cezarea, prietene. Oricine te-ar opri din alergarea ta, spune nu, eu nu mă opresc. Îți spune despre un poet creștin pe nume Ionatan Piroșcă. El povestește despre el însuși, acum e la Dumnezeu acasă. Povestește că într-o iarnă mergea cu sania trasă de cal. Ați fost vreodată cu sania trasă de cal? Interesant. Și mergea cu această sanie și pe sanie era fratele lui, el era în spate, îl ținea pe fratele lui și mergeau. Au ajuns în dreptul unei liziere, a unei păduri. Afară era crivăț, era iarnă, era zăpadă, bătea vântul, ningea. Și la un moment dat, în legănarea săniei, a țipit. Și când a făcut o curbă, sania l-a aruncat de pe sanie. Bătea vântul și a început să strige: tată, tată, tată! Da, tata s-a dus. A început să plângă. Și la un moment dat, numai ce vede, cum sania se oprește și tata se întoarce. N-a ajuns tata lângă el, i-a zis: tată, ai auzit glasul meu? Nu, zice, n-am auzit glasul tău. Și atunci zice, cum te-ai întors? Păi zice, fratele tău mi-a zis. Și atunci a zis, frate, ai auzit glasul meu? Nu, zice el, n-am auzit glasul tău, dar mi s-a făcut rece în spate. Că-l ținea în brațe fratele lui. Și deodată s-a dus căldura și s-a făcut rece în spate. De ce e atâta gheață, Doamne, la biserică? Pentru că mai pică unul și încă unul și se face rece în biserică și nimănui nu-i pasă și nimeni nu strigă către Dumnezeu spunând: tată, oprește să-l culești pe cel ce a căzut. Eu în seara aceasta nu-mi doresc decât un singur lucru: să ajungeți în rai. Și ca să ajungeți în rai, trebuie să vă împrieteniți cu cineva care vă poate duce acolo. Într-un moment al sincerității și al adevărului, vă invit respectuos să vă ridicați. O să cântăm un cântec. Haideți, toată echipa aici pe scenă. Haideți să cântăm ceea ce ne-am propus în această seară. Toți, haideți și voi. Și rugul, hai. Un cântec vechi vreau să cântăm în această seară. Un cântec care vorbește despre cineva care vrea să meargă în călătoria vieții cu tine.
din zorii tinereții și până la bătrânețile tale. Cineva care vrea să fii prieten, prietenul lui în adevăr, cineva care vrea să trăiești de dragul lui, cineva care spune vreau să fiu prietenul vieții tale. Vă trece prin minte despre cine e vorba? Zice stare, cine? Iisus. Iisus al meu, prieten sfânt, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Viață pe care vreau să se termine unde? În raiul lui Dumnezeu. Ei vă dau tonul și voi cântați în această seară. La cât ați vorbit, aveți antrenament. Acum să vă văd să cântați Domnului. Amin. Asta este partea dificilă cu mine. Când vin tinerii sau când vin cei ce cântă, am tot felul de idei năstrușnice, ei au negative, eu nu prea sunt cu negativele, ce întrece prin minte, aceea cântăm. Nu știu ei, știți voi, nu știe nimeni, cânt eu și atunci să vedeți ce o să fie. Iisus al meu, prieten scump din zorii tinereți, aceasta este rugăciunea serii, acesta este lucrul pe care îl doresc. Dumnezeu să ne ajute să ajungem în rai, pentru asta trec prin Samaria, pentru aceasta poposesc în Betania și obligatoriu trec pe la Cezarea. Adevărul, prietenia și jertfa. Ajută-ne, Iisuse! Amin!